Suntem, domnule Tătaru, în plină campanie de vaccinare. De fapt, suntem în cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare. Cum vedeți dumneavoastră că decurg lucrurile la Ministerul Sănătății din perspectiva, da, unui om care a fost acolo și cunoaște pe deplin situația? Un vaccin împotriva SARS-CoV-2 s-a căutat încă de la începutul acestei pandemii. Faptul că într-o perioadă de niciun an de zile s-a descoperit un vaccin este ceva remarcabil. Mai rămâne ca descoperirea acestui vaccin să fie pusă și în practică într-un mod relativ corect, să spunem, fiindcă nu vom putea nici corect atât timp cât nu depindem doar de noi. În condițiile în care în tot parcursul acestui an, cel puțin în a doua jumătate, când colaborarea directă cu Comisia Europeană, Comisia Europeană având acele contracte cu firmele producătoare de vaccin, ne-au dat și un orizont de timp, decembrie. În decembrie, după cum știți, am avut primele doze, dozele simbolice pe 27 decembrie ca primă zi de vaccinare, 27 de state europene. A urmat apoi acele eșalonări săptămânale între 100 și 150 de mii de doze, după cum ați putut vedea, a urmat și un recul, ca să spunem așa, în care săptămâna trecută a fost o săptămână în care am avut înjumătățite dozele de vaccin. Comitetul Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare, dat printr-un memorandum în subordinea Secretarului General al Guvernului sub ordinea directă a primului ministru, a fost realizată tocmai prin prisma de a putea beneficia de toate, facilitățile. Control direct al primului ministru, relațiile directe cu ministerele, apărare, interne, sănătate, finanțe, acolo unde vor fi nevoie. Organizarea din teritoriu s-a făcut pe repede înainte, ca să spunem așa, cu acele centre de vaccinare, într-o primă etapă în spitale pentru cadrele medicale din unitățile de stat și private și într-o a doua fază pentru cei din grupele de risc, cei peste 65 de ani, urmând apoi cei esențiali. În aceste condiții vedem, să spunem, o decalare a celor care trebuie vaccinați, cel puțin din etapa a doua. Nu țin neapărat de acest Comitet Național de Coordonare a Activității de Vaccinare atât timp cât nu avem dozele din exterior. Asta o vedem la nivel european a tuturor țărilor. Dar ar trebui să ne reașezăm sau să regândim în acest moment atât Ministerul Sănătății cât și acest Comitet Național de Coordonare a Activității de Vaccinare eșantioanele sau acele grupuri populaționale pe care vrem să le vaccinăm pentru a nu crea nici panică și pentru a nu crea nici acea senzație că cei care au făcut o primă doză au incertitudinea celei de-a doua doze.